Scrumbia de Dunăre Afumat a devenit al cincilea produs cu indicație geografică protejată, recunoscut și protejat la nivel european. Produsul a primit aprobarea Comisiei Europene în urma eforturilor inițiate de către asociația Ropescador și cu implicarea mai multor specialiști din domeniu, printre care producătorul turcean Miadmar și asociația Ivan Pațaichin Mila 23. În descrierea oficială a produsului se specifică faptul că scrumbia de Dunăre este un pește sălbatic care migrează din Marea Neagră în Dunăre. Specia nu poate fi crescută în acvacultură și este capturată numai în cursul migrației pe Dunăre. Nu în ultimul rând, trebuie specificat că scumbia de Dunăre este recunoscut drept cel mai bogat pește în grăsimi din lume, raportat la talia sa. Celelalte produse alimentare românești, protejate la nivel european, sunt novacul afumat din țara bârsei, telemeaua de ibănești, salamul de sibiu și majunul de prune de topoloveni. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați! Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și abonați-vă la pagină pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!